Salutare, prieteni! Eu sunt Sornaciu și acesta este capitolul 84 din Clash Royale. Bine ați venit la un episod nou! Astăzi avem de deschis 7 cufere, 2 gratuite, 3 de argint, 1 de aur și un crown chest, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe episoade noi din această serie și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Cuferele le vom deschide la final, așa cum v-am obișnuit. Astăzi avem 520 de diamante, 67.418 bănuți și 3.133 pe 10.000 puncte de experiență. Așteptăm să vină cufărul legendar în shop ca să ne luăm a patra legendară. 3.161 de trofee. Ne-am doborât și recordul vechi. Haideți să vă arăt. Am ajuns până la 3.192. Altceva, decul este tot același, cel obișnuit. În curând facem Minion Horde nivel 11, 20.000 de bănuți, e destul de mult, dar trebuie să dăm. După care, cred că mă apuc să lucrez la Valkyrie nivel 9, aș avea nevoie. Știu că este foarte mult de muncă, dar cred că merită. Ok, jucăm 2 meciuri, pe primul începem chiar acum. Hai să vedem, jucăm cu Red Bulls. Nivel 10. Să vedem. Aruncăm un barrel și pregătim armii. Zap, ce dai acolo? Zap, da. Mai dăm un barrel. Ce dai? Loc. Da, am reușit să luăm ceva. Ne mutăm pe partea asta. El a venit cu Minero și Fire Spirit pe partea cealaltă. Valkyrie acolo. Nu știu dacă îi dă jos Wizard-ul. De fapt ai Wizard-ul. Da, nu trebuia să dau ăsta. Acum n-am ce să pun. Hai, începe să dai. Nasol. Dă-i și Minero jos. Punem noi aici, da, a început bine și a făcut o combinație bună acum. Un meci dificil, sper să câștigăm măcar un meci astăzi. Ia să vedem ce vii din nou cu Minero. De fapt l-ai pus mai devreme. Tot ne surprinde el cu ceva pe partea stângă. Asta facem așa. Să punem și Valkyrie în față. A pus acolo P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Oh, ce bine s-a dus. Unzi, băi, au rămas toate, mă. Aia ce prost am pus și eu. De fapt nu chiar așa prost, dar nici foarte bine. Hai mă, să aruncăm și noi un barrel. Ia uite mă, ce bine s-a dus Valkyrie acolo, foarte bine joacă. Nu trebuia, vedeți, trebuia acum să pun eu Minion Horde, nu Skeleton Army, da, ce să facem, oricum a câștigat meciul. Să încercăm să ne apărăm, nu știu dacă mai are rost. Da, ne-a bătut. Felicitări lui. Aruncă mine la vrăjeala, așa. Perelul, două bucăți. A pus Skeleton Army și pe toți. Iar azi de acolo, un meci bun făcut de el. Haideți să vedem. Al doilea, poate reușim ceva în al doilea meci. Vreau să rămânem în Arena 10, aici ne este locul. Da, trebuie să muncim. Nu-mi zic că vii tu tot pe stânga. Ia uite mă. Fix invers vin băieții ăștia.
Am ce să vând, trebuie să folosesc oglinda. Până dă wizardul jos. Ah, repede, repede. Nice up. Hai că e ok. Prințesa imediat o dăm jos. Dar să vină mai încoace. Aha, nu o mai dăm. A, uite mă, ce bine mă, s-am dus. N-am ce să arătă să-i dau prințesa aia obosită jos. N-am elixir să arunc peralo. Ia să vedem acum, da, ne-am dus foarte prost. Ce pun eu acum? Trebuie să pun ăștia. Pai, dar ce bine a venit cu giantul, mă. Ia uite mă, și cu aia, mă. No. Mergi greu, foarte, foarte greu. Deja ne-a dat turnul jos. Da, cinste lui. Ne face la 3, să vedeți. Bum, cât ne-a luat. Mai avem fix 2000 pe turnul principal. O să încerc eu la 3, cred. O remiză, am putea scoate oare o remiză? Cam greu, dar o să încercăm. Sau vine pe stânga? Va risca oare? Hai să dăm. Ah, ce prost am pus. Fix acolo e wizardul. Prințesa, hai să o dăm jos cumva. Ok, am reușit să-i dăm prințesa jos, dar suntem în criză de timp, din păcate. No, se pare că nu. E destul de greu să mai reușim ceva. Trebuia să mă duc cu barrel-ul, frate. Sau mai are rost? No, a câștigat. Nu, n-a câștigat. Hai la egal. Da, acum a câștigat. 3-1, am dat și noi un tur jos. Dacă n-avea fireball-ul, dar oricum ne făcea că arunca rapid după aia în prelungiri un balon și doar trebuia să ajungă, să cadă bomba și să câștige. Asta e, rămânem la peste 3100 de trofee, e destul de ok, așa aș vrea să rămânem la peste 3100. Acum haideți să deschidem cuferele, să vedem ce o să luăm. Începem cu cele gratuite, bineînțeles, 92 gold. Barbarian Hood și Tesla. Mai departe avem diamante aici, 91 gold, 2 diamante, furnes și Barbarian de elită. Ia să vedem cele de argint, 67 gold, un mini P.E.K.K.A. și 11 barbar de elită. Mai departe 69 gold, un cartonaj de 3 muschetari și 11 knight. Ultimul de arcini ne aduce 66 gold, ia să vedem, avem cartonaș epic aici. Avem Hog Rider, avem 10 Royal Giant și e epică sau legendară, din păcate este epică, dar este o epică bună, fix din decul nostru, Skeleton Army, dacă venea legendară, ce bine era. Haideți să vedem, în Golden Chest primim 251 gold, 7 Ice Spirit, un Bomb Tower, 3 Battle Ram, 27 scheleți și cam atât. De fapt 27 de scheleți. Crown Chest, ia să vedem, 583 gold, 2 diamante, 4 arcași, 7 furnace, 64 săgeți și executioner. Ce să fac eu cu tine, mă? Că n-am ce să fac. Oh, ce mai avem? Trebuie să ducem Skeleton Army la nivelul 4 și oglinda la nivel 5, deoarece o să ne dea legendara de nivel 3 când o punem cu oglinda, epica 6, rara 8 și
cartonașul normal de 11. Ne oprim aici, prieteni, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal pentru mai multe noutăți, episoade, serii noi. Eu sunt Sorlaciu și până data viitoare, dau cu pace, vă aștept și în următorul episod. Pe data viitoare!